Cu câteva zile înainte de Paște, în satele din raionul Căușeni a început curățenia. Oamenii vor să reușească până duminică să aducă în ordine atât grădinile cât și drumurile din localitate. În săptămâna mare, în satul Opaci din raionul Căușeni, campania de salubrizare este întoi. E monumentul, e ca bâții noștri aici au murit, adică cum sunt trebunei și facem curățenia, că în tot anul la sărbători de este care calendaristice. Am măturat strada și am încărcat gunoiul. Iarba, tot am încărcat, s-a cosit. Am mobilizat tot satul, nu poate, nu tot satul, dar în mare parte. Și curățenia trebuie pe stradă, ca să fim în viitor mai european. Mătru, sape, lopieț, de tot ce avem ce e necesar pentru a face curățenie. În așteptarea fiecarei sărbători, și a hramului satului, și a Paștelui, și dacă ne permite timpul și înaintea Crăciunului, facem. Noi am ieșit ca azi să iese curățenia generală a satului și oamenii sunt de acord să vină să facă curățenie, vine Sfintele Paști, trebuie să fie curat în sat și în cimitir. Pentru curățenia orașului Căușeni au fost antrenați și toți muncitorii de la salubrizare, precum și toată tehnica. Iar administrația întreprinderii promite că dacă vor pune și orășenii umărul, duminică orașul va fi lună. Aici sunt practic toți care doresc să lucreze, sunt de la organizația municipală, sunt de la grădiniță, sunt de la primărie lucrătorii. Toți care au dorit astăzi să se implice au fost toți anunțați și eu mă bucur că oamenii au acceptat și au venit astăzi, pentru că, într-adevăr, cea mai mare sărbătoare care ne așteaptă și satul trebuie să fie îmbrăcat în straie curate de sărbătoare. În acest an, Paștele este marcat la data de 5 mai.